Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Rasule! Băi, eu mi-am dat acum, dacă... Ia cu mi-am dat. Mai dau o dată. Aia, e important. Vine banda! Vine banda, auzi! Ia uite! Eu vreau paste. Eu vreau... desert. Și eu, băi, desert, de ce? Ai luat vorba din gură, serios? Da. Uite, zic că vor desert. De ce e nimerit cu desertul? Știu. Doi și desert, ce unu paste. Pare. Auzi, ghicești. Și dacă e desertul Dumitrescu de când eram mic? A, te-ai ținut pe zmeu. Ar fi, băi, fiată. Are dreptate, că dacă sunt aiesei, sunt paste. Înseamnă că o să câștigăm toți trei. Și facem o ciucă poruncă. Și facem o ciucă poruncă. Bun. Aolea. Hai. Ia uite, mă. Desert. Ești fericit. O face grasul, mă. Îmi pare rău, dar și grasul. Și grasul și măciucă. N-are nicio treabă cu pastele. Bă, vrei să spun ceva? E? Nu e desert, nu? Nu, este desert, dar are și paste. Unde are, mă, paste? Bă, vrei să vezi? Da, mă. Ia o pastă. Se zice da, pe mă, aceasta. Da, bine, mă. Deci nu funcționează vrăjeala. Nu merge. Nu merge. Pe aceasta, nu pasta. Pe aceasta, da. Ce asta, mă, macea deasupra? Cheesecake, n-are cum să fie macea. N-ai cum să folosești macea în felul ăsta, frate. Ce-i verde? Ce e ăsta, Florin? E pe opulență, mă, a vrut să ne arate că știe, că cunoaște, că poate, că... Auzi, ei zic că e un șef profesionist cine a gătit. Îți dai seama? E amară. Pentru că e multă. Mamă, ce amar. Dar nu e amar. Ia din prăjiturică cu totul. A luat din prăjiturică, frate. Dar am gustat și aia separat. Păi nu am gustat pe aia separat. Băi, căpșuna... O să luăm cu totul, ce n-ai? Căpșuna e senzația. Ia, mă! Hai să vedem, că o lua numai macea. Trebuie să ia cu totul, auzi? Profesoară de limba franceză. Oh! Le frez. A vrut să ne facă ceva cu frez. Profesoară de limba franceză. Franceză, da. Hai să vedem. Imediat se deschide... E un pic amară ceaiul ăla, dar... Se ridică! Bună seara! Bună, Anastasia! Bună seara, bună seara! Șef Anastasia, ce faci? Bine, îmi place ce am făcut eu. Dar tu ai făcut treaba asta? Aha, da. Dar câți ani ai tu? 4 ani. Nu. Hai, mă, n-ai cum. Nu ai cum, ai 4 anișori, sigur n-ai 14? Nu, am 4 ani. Ai de mine. Mami, face poză. Îți face poză? Da, da, da. Mai putem mega ei în brațe. Ok. Mai putem mega ei în brațe. La cine vrei în brațe? A fefă la pachet tata. A, la domnul care seamănă cu tata. A mie vrea brațe, mă. Că seamănă cu tati, da. Exact. Nu cred. Hai, vină cu aici. E un semn, băi. Că seamănă cu tati, mă. Gata, mă. Ia uite. Băi, ce bine stă! Tu semene tata. Semen cu tata. E de bine. Al motiv doar ăsta. Bă, cum stă? Ia, fă-mi și mie o poză. Ia, uitați-vă la mine. Hai, uite-te acolo, Anastasia. Și zâmbește frumos așa. Și tu, Cătălin. Așa și eu. Așa. Bravo. Ia zi-mi, cum te cheamă pe tine? Cum vrei să te strig? Ana Botiz. Ana? Botiz? Da. Ce frumos. Măi, Cătălina, să știi că și... stă foarte bine. Scuză-mă că întrerup. La asta mă gândeam și acum. Și am venit să vă cu ochii mei. Stă bine, mă jur. Pe sticle se vede frumos. E Gina, o știi pe Gina? Aveți bani. Ce să avem? Aveți bani. Bani? Avem, da. Avem și bani. Vrei bani? Nenea Cătălin are cel mai mulți bani. Cătălina are cel mai mulți bani. Nenea Cătălin are... Răpa! Cătălin, dăm câteva bani. Gata, mă duc să-ți adu bani. Gata. Mă duc să-ți adu bani, gata. Du-te și adu bani. Ia-i locul lui Cătălin. Cătălin. Haide, op, așa. Și nenea Cătălin aduce bani acum. Cam câți bani vrei? Mama. Da, iubita. Vreau mai mulți bani. Okay. Toți banii, nu? Facem rost. Dar ce faci cu banii, Anastasia? Păi cumpăr păpușa Barbie care are bebele ăla. Exact. Și cât costă păpușa Barbie cu bebe? Toate scumpă. E foarte... Serios? Cât Șef costă? Cătălin are toți banii. Ia, hai că uite, vine Cătălin cu banii. Bă, vezi că cred că n-ajung. Băi, n-ajung Cătălin. Cătălin, uite. Tătă, n-ajung uite. Banii. Ajung banii, Anastasia? Nu ajung banii. Anastasia, Anastasia, trebuie să-i dai înapoi banii. Nu, nu, banii. Nu, lăsați. Nu, gata, nu, nu, să-ți face. Uite, facem altceva. Mă duc să aduc păpușa, bine? Bine. Ok.
De unde? Aia Casa Păpuși? Nu mă luam acasă. Vezi că trebuie să fie copil. Da, e aia cu bebeluși. Deci, stați așa, că o găsim avele. Anastasia, eu am... Anastasia, Barbie cu bebe. Ia, hai să vedem care e. Vă simpatice, mă, cam treabă. Barbie. A purcat-o că te-a fugit. Ajută-mă puțin. Care e de aici? E asta? Fix asta e? Bun, păi hai să o cumpărăm. Tu de unde ești? Eu sunt în Baia Mare. Ok. Vrei să pleci cu ea din București spre Baia Mare sau vrei să o primești la Baia Mare? Rămâns ca Baia Mare. Vrei să o primești la Baia Mare? Ok, o să primești la Baia Mare. Vai de mine. Am vrut să văd cu ochii mei față în față că îi stă bine cu copilul. Îi stă foarte bine cu copilul Cătălin. E de mine. Și vrei să... Joacă-te acum, ce să... Anastasia, vrei să... Bă, micule, dai, greu cu copil. Asta înseamnă să ai... Asta înseamnă să ai copil. Alo, gata cu vrăjeala. Așa, da. A pus tatăl piciorul în prag. Da, da. Anastasia, dă-i te rog frumos banii înapoi. Doamna, nu, lăsați banii. Lăsați banii. Nu, lăsați-i. Vă rog. O să-i pun în tablou. Și o să o păstrez până când o să fie. Și o să-i arătați imaginile. Da. Ne povestiți și nouă de Anastasia. Cum te-ați adus-o la noi? Văd că e foarte... descurcăreață. Da, e foarte descurcăreață. Acum, noi de mai bine de 2 ani, ea gătește așa pe lângă mine. Și are o pagină de Facebook, are un blog culinar unde postăm rețetele. Da? Deci e obișnuită cu camerele. Mi-a plăcut cuțit. Ce cuțit? Mama! I-a crescut și un cuțit. Și cuțit de aur. De unde l-a găsit? E descurcărat să vede, nu se poate. Mamă, lăsa. Da, da. Îmi place? Îmi place foarte mult, da. Dar lăsăm aici pentru următorii care să vină. Oricum era al vostru, să știi. Ai al nostru? Da, a, uite, ai primit un cuțit de aur. Ai văzut? Poți să-l ții. Cuțitul aur! Cuțitul de aur. Așa, ca pe o poșetă. Bravo, vezi, bravo. Vezi, acum ești tu Barbie cu cuțit. Dar poșetele așa ce? Așa poșetele, da. Bine, așa e. Acum, așa Anastasia... Așa se țin poșetele. Anastasia, acum tu ești un fel de Barbie cu cuțit. Dacă e fascinată de, okay, de macara. Măcar, mami. Îți place? Poți să-i faci niște pupici acolo, dacă vrei. Scoate-l, mă. Ne spune cine cum a făcut prăjitura asta? Ea a văzut prăjitura asta pe un grup de rețete. Așa, și a spus, mami, uite, facem și noi, vreau să fac și eu prăjitura asta. Și eu, bineînțeles, știind să fac doar clătite, am zis că, bine, hai că încercăm să vedem cum se face și prăjitura asta. Așa că m-am documentat, am exersat eu prima dată, așa, și după aceea am învățat-o și pe aia să facă. Abia aștept să am nepoți. Dar nu-i problemă, că dacă vreți să exersați, vă lăsăm 2-3 zile. Da? Și... Nu cred că stau în asta fără ea 2-3 zile, nu cred, nu vă cred. M-aș odihni. Da. Atât de multă energie are. Destul de multă, da. Deci ea spune, ea a făcut cheesecake-ul ăsta serios? Da, da. Și dumneavoastră ce ați făcut din cheesecake? Eu mai mult îi dau așa, să aibă la îndemână, îi cântăresc, îi măsor ingredientele, pentru că na, nu poate să cântărească, că nu știe să citească. Și dar în rest se descurcă. Da. Dar de unde are ea chestia asta la 4 ani de să gătească, să facă chestii? Venind de la serviciu, tot timpul trebuia să gătesc, dar mi-aș fi dorit să stau și cu ea, să-mi petrec timpul, că na, era copilul meu, primul copil. Și cum și atunci o puneam pe blatul de bucătărie și stătea acolo cu mine. Și eu tot încercam și explicam, ca și să nu se plictisească. Uite, acum tăiem ciuperci, acum punem la prăjit, punem ulei și încet... Și-a prins-o pe asta cu gătit. Da. Dar vă cere să gătiți? Da, îmi cere și îmi cere din ce în ce mai des și tot felul de preparate pe care le vede ea pe internet și... Mă rog, pentru mine e așa chineză, eu nu prea... Wow.
Foarte tare. Dar ce să facem? Îi fac pe plac. Asta este, eu încurajez. Dacă îi place... Bineînțeles că dacă are activitate, ceea ce e foarte bine. Da, sigur că, dar mai ales că e un copil foarte energic. Deci trebuie tot timpul să ocupăm cu ceva și asta e o soluție destul de bună. Mai vede camera. Wow, foarte tare. Deci impresionant. Mulțumim. Mulțumim și mulțumim că ne-ați adus-o. Cea păcărima, cea păcărima, care a ajuns pe secret. Mulțumim. Și fii atent cum o păcălește. Bine, iarăși macaraua. Ce-a găsit de joacă. Nu se bagă sub ea, știi? Da. Deci fii atent, îi place camera de mică. Da. Opa! Te-a prins camera? Nu pot să cred. Te-a prins macaraua. Fugi de acolo, fugi. Unde mai fugi? Fugi, că nu se mai poți să mai fugi. Așa, bravo, ai păcălit-o. Aia e. Nu trebuie să o stimuleze să fugă. Nu se va mai opri. Anastasia, dacă mergi mai departe, din ce echipă vrei să faci parte? Dacă de mine, mă, da, frate. Doamnă, să fie sănătoasă. Și lăsați-o să gătească tot ce vrei. Mulțumim. Și mie-mi convine. Lor le place să gătească, mie-mi place să mănânc. Deci e foarte talentată, se vede, sincer. Mulțumim. La 4 ani să fac așa ceva, chiar e wow. Foarte chiar e wow. Felicitări. Anastasia, cred că trebuie să mergem. Haide. Salută frumos. Pa! Așa, pa! Și mulțumim. Haide. Haide că ai primit cuțitul de aur care ți l-ai dorit. Uite. Anastasia, pa, 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 pa